eu sunt Ciprian Ciocan, vin de la Fundația Comunitară Sibiu, și dacă mai am de Fundație Comunitară sau nu. Foarte pe scurt, ce ai fac mai devreme, sunt unul dintre oamenii lui Soros. Cred că mai aștept anumite plăți, dar am credința că o să mă și dacă nu, ne vedem mai ce la zi. Eu o să vă povestesc despre niște chestii pe care le facem la Sibiu, pe care le facem mai degrabă cu ajutorul comunității de IT de aici, din oraș, nu numai. Și cumva o să încerc să vă atrag așa spre plasa mea, ca să zic. Pentru început vreau să vă arăt că și eu am cumva un background în IT și sunt de fapt un fel de IT stejoat în ONG, ca să zic așa. Asta ca să putem să rezolvăm, să nu credeți că m-au plătit Soros toată viața, inițial m-au plătit și alții. Cam așa am început eu prin anii 90. Câți dintre voi știți ce e asta sau ați mai zis așa ceva? Aoleu, millennials pe aici prin sală? Millennials mulți? Nu, voi ce nu ești hashtag? Da, cam așa am început eu treaba cu IT, în care îmi ziceam eu că programez și învăț să programez, ce puțin așa îi fraieream pe ai mei când încărcam și făceam zgomote ciudate cu casetofonul prin casă, nu știu dacă înțelegeți asta. După care am ajuns și eu la o facultate politehnică, unde am făcut primii pași în antreprenoriat. Cam așa arătam în Cluj o cameră cu patru filme pe zona de IT. Pe vremea aia, cum ziceam, mă plătea Soros și încercam să-mi vând skill-urile pentru anumite scopuri. Am terminat și cu chestia asta, am încercat să-mi duc business-ul mai departe, să-mi dezvolt o echipă, să-mi dezvolt produse. După cum ziceam, la un moment dat am început să eșuez din jobul meu de IT-ist. Motivul a fost că eram un programator foarte prost. Oricât de mult am încercat să dezvolt tot felul de chestii, am încercat să-mi angajez programator după aia, nici asta nu a funcționat foarte bine. La un moment dat, prin 2011, pentru că aveam foarte mulți prieteni prin rețeaua locală de antreprenori în IT și ne tot întrebam ce putem noi să facem împreună, am avut o primă inițiativă pentru comunitate, că tot vorbim de cuvântul ăsta care e așa un buzzword, care a fost un prim hackathon pe care l-am organizat la Sibiu și care a avut numele de Statoment. Vă că n-ați auzit de acest produs, pentru că a fost un alt major failure. Dar important e că am lucrat 24 de ore la un produs. Produsul trebuia să arate ceva de... Sau, mă rog, ăsta este un mock-up al produsului. Ideea era să dăm rating-uri instituțiilor publice, să facem un fel de așa, crowdsourcing, astfel încât să scoatem la suprafață instituțiile alea care fac o treabă bună și pe alea care sunt foarte proaste, să le publicly shame, ca să zic așa. Scuzați-o în engleză, dar deja nu mai pot abține chestii de genul ăsta. Am depășit nivelul ăla în care mai știu toate cuvintele în limba română. A fost foarte mișto, doar că am avut niște probleme cu tehnologiile, în sensul că parte dintre developerii de bine, înțelegeți. Parte dintre developerii cu care am lucrat, au hotărât să înceapă să experimenteze cu o tehnologie nouă și de obicei ce se întâmplă la hackathonele este ca cam pe la 10 ore de când începe hackathonul, oamenii reușesc să-și instaleze mediul de development. Și cam după de vreo câteva ore, cam când toată lumea obosește și vrea să meargă acasă, cam începe să apară primul feature al aplicației. Deci a fost o idee destul de faină și cu ocazia asta am început să prind așa cumva gustul la ce se poate face cumva cu o comunitate și pentru o comunitate. Și chiar dacă a fost, cum am zis, un fail destul de mare la momentul respectiv și am plecat tot supărați acasă, am perseverat. Și acum am citit o vorbă în Craian Băsescu care zicea că numai băbu perseverează. Am perseverat și am organizat și alte hackathon-uri. Anul trecut am organizat un hackathon care s-a numit Sibiu Verde, la urma căruia am încercat să dezvoltăm o platformă educațională pentru colectarea selectivă.
După cum ziceam, acum lucrez la Fundația Comunitară Sibiu. Aici am eșuat pentru că n-am fost destul de bun la programare. Nu vă îngrijorați, încă mai puteți să-mi vedeți, încă mai puteți să-mi vedeți skill-urile de programator, pentru că site-ul ăsta pe care se înscriu oamenii la maraton, încă e programat foarte cowboy style, tot de mine în continuare. Așa că talentul meu de programator nu este pierdut pentru umanitate, nu vă faceți griji. Dacă o să vă înscrieți la maraton și o să primiți anumite erori, o să vă aduceți aminte de mine și vă spuneți ceva de bine. Deci cu asta ne ocupăm noi, printre altele, la Fundația Comunitară, organizăm Maratonul Internațional Sibiu, care este unul dintre cele mai mari evenimente filantropice din țară, dacă nu cel mai mare, cum zicem noi câteodată. Și da, ce mai cea help! Pentru că nu e normal ca un director executiv de ONG să-și programeze propriul site al maratonului, v-am dat acest exemplu ca să înțelegeți că sunt foarte multe organizații în țara asta care fac niște chestii destul de spectaculoase. De exemplu, noi organizăm un maraton cu 3.000 de oameni și cu toate acestea, acest maraton, care și strânge câteva sute de mii de lei din comunitate, are un site care este dezvoltat de către directorul executiv, ceea ce cred că o să înțelegeți absurditatea situației. Sunt foarte multe organizații care fac chestii de genul ăsta, care reușesc să miște niște lucruri extraordinare, dar pentru că au foarte puține resurse financiare și umane, ajung să facă tot felul de absurdități. Strigătul ăsta de ajutor este cumva primul strigăt spre voi, să vă gândiți că voi puteți să fiți soluția pentru problema asta, nu neapărat pentru problema mea punctuală, cât pentru alte organizații pe care poate voi vreți să le susțineți, și care sunt undeva în comunitatea voastră, aproape de voi, care fac niște chestii pe care sunt importante pentru voi și pe care merita la un moment dat să le dați să le bateți la ușă, să-i întrebați voi cumva aveți nevoie de skill-urile mele ca să vă ajut să faceți mai bine ceea ce faceți deja. Poate, de exemplu, dacă aveam un site mai bun al maratonului, aveam, nu știu, 20-30% cel puțin mai multe donații pe site, pentru că pierdem foarte mulți clienți care se blochează în tot felul de eroi ale site-ului, pe diverse flow-uri. Da, nu este foarte bine optimizat pe anumite procese, pe plăți, pe înscrieri, pe formulare și așa mai departe. Dar acum să trec și la chestii pe care le facem ceva mai bine. Pentru că, mă rog, am și un background în zona asta de STEM, de științe exacte. În 2015 am pornit, inclusiv cu ajutorul iQuest, am pornit acest program care se numește Fondul Stiintescu, care este un program de finanțare, că noi cu asta ne ocupăm în general, finanțăm tot felul de proiecte mici și interesante. Programul ăsta a fost exact pe zona educației, pe științe exacte, pentru copii, de la clasa 0 până la clasa 12. Și brief-ul cu care am plecat era cum reușim să transformăm educația de științe astfel încât să fie din nou atractivă pentru copii. Pentru că s-a observat că, deși numărul de joburi care vin din zona asta de IT crește în continuu, în mod paradoxal, copiii sunt tot mai puțin interesați de zona asta de inginerie, de matematică, de fizică, pentru că, probabil că știți și voi, modul în care se predau materiile astea în școală este foarte plictisitor și neatractiv. Și, dacă vă vine să credeți, pentru cei care nu aveți încă copii suficient de mari, este chiar mai plictisitor decât era când eram noi în școală. În sensul că, de exemplu, ne-am făcut în anii 90 școala generală, pe fiecare etaj era într-un laborator. Laborator de chimie, laborator de fizică, laborator de biologie. E bine, aceeași școală în anul 2017 nu mai are aceste laboratoare. Da? Nu mai există laboranți, nu mai există truse și așa mai departe. Și e foarte ciudat și cumva de necrezut că se întâmplă asta, dar totuși, în ziua de astăzi, un copil care termină un ciclu gimnazial nu face niciodată o disecție, de multe ori nu ajunge să facă niciun fel de experiment la fizică și așa mai departe. Lucru care poate noi suntem obișnuiți, care am făcut la un moment dat un sistem care era așa quasi comunist, dar nu comunist de-a dreptul. Și atunci proiectul ăsta pe care l-am pornit Fondul Stiintescu a venit să răspundă la chestia asta. Hai să finanțăm niște proiecte făcute de niște oameni oarecare, care au niște idei despre cum ar face școala dacă ar porni de la zero cumva. Ok, cum ar fi un curs mișto de fizică, cum ar fi un curs mișto de programare și așa mai departe. Aproape fără niciun fel de requirement. Singura chestie pe care noi încercam să o transmitem este să stârnim pasiunea copiilor pentru materiile acestea. Și după cum vedeți, am reușit să găsim niște oameni foarte interesanți. În mod paradoxal, ei nu au fost foarte ONG-iști, pentru că în Sibiu nu prea sunt foarte multe ONG-uri, poate mai puțin în educație. Așa că ne-am îndreptat spre oamenii care sunt pasionați de chestiile astea și asta a fost, ca să zicem așa, tagline-ul proiectului.
am încercat să aruncăm o provocare în comunitate, către oameni exact ca voi, în care am spus, ok, dacă tu ești pasionat de ceva, de aparate de radio, de programare, de .NET, de roboței, de Arduino, de ce-o fi, ia pasiunea aia ta și gândește-te cum ai putea să o transmiți mai departe unor copii. Atât. Atât de simplu. Nu pune în condiții, nu te pune să ai, cum se numea, la modulul pedagogic absolvit, nu cere în diplome și așa mai departe, da? Și teoria asta, așa, foarte, foarte simplă, a funcționat deja din 2015. Din 2015 am dat aproximativ 30.000 de dolari în comunitate cu ajutorul companiilor. Și iată, am ajuns undeva la 1.800 de beneficiari cu proiectele noastre, finanțând 15 proiecte. De exemplu, el e Edi. Nu știu dacă știți careva pe Edi? Știți pe Edi, da? Deci Edi, care a lucrat în iQuest și care a făcut mai multe proiecte la viața lui, cred, și a fost unul dintre oamenii cu care, sau, hai să zicem așa, pe care am construit programul ăsta, pentru că el era într-un fel modelul nostru de om pe care vrem să-l găsim și să-l sprijinim. Un om foarte pasionat, cu foarte multă energie și același timp și cu foarte multă atenție despre ce înseamnă să construiești un program educațional fără să aibă neapărat o educație în sensul ăsta. Ei, din 2015, cu ajutorul Fondului Stiintescu, a luat o finanțare de la noi și a construit acest program care se numește Laboratorul lui Ben, care a fost unul dintre programele cele mai mișto pe care am avut până acum, care pe care o premisă destul de simplă, să învețe pe copii cum să folosească microscopul. Iarăși, probabil că vi se pare ciudat dacă copiii din ziua astăzi nu mai folosesc microscopul în școală. Pur și simplu s-a gândit și a luat de pe net niște microscope și a făcut o echipă, a gândit un program, le-a cumpărat la toți copiii niște halate, a făcut un program extraordinar pe care l-a luat de mai multe ori. În momentul de față, programul ăsta se desfășoară în Târgu Mureș, acolo unde s-a și mutat Edi. Și este, după cum ziceam, unul dintre modelele noastre. Asta e tot o poză de la laboratorul lui Ben. El e Andrei. E un alt tip din aceeași categorie. Andrei lucrează la Conti. Sunt oameni care lucrează până la ora 5-6 la serviciu, la ce fac ei, electronici și așa mai departe. Iar după serviciu, Andrei a reușit în ultimii 2 ani de zile să fondeze ceea ce se numește acum Clubul Micilor Electroniști, care este un club la care copiii vin și învață să creeze montaje electronice. Dacă vă uitați aici exact în poza asta, acest copil care nu cred că are mai mult de, nu știu, 10-11 ani, tocmai cu ajutorul Andrei montează un receptor de radio FM. Pentru mine poza asta înseamnă foarte mult. Pentru că nu v-am spus, dacă mai țineți minte poza aia cu cei 4 antreprenori din camera de cămin, eu am terminat la Universitatea Tehnică în Cluj și am terminat Facultatea de Electronică și Telecomunicații. Am făcut acolo 5 ani, 5,5 mai precis. Și pe parcursul acelor 5,5 ani de facultate, la Facultatea de Electronică și Telecomunicații, specializarea radio-telecomunicații, nu am pus mâna nici măcar o singură dată pe un pistol de lipit. Acum, sigur că puteți spune de bine acolo, trebuie să înveți niște chestii superioare, așa, cum să proiectezi circuite și așa mai departe, ok, dar totuși. Am făcut un liceu de informatică, am terminat o facultate de inginerie electrică și n-am pus mâna niciodată pe un pistol de lipit. Iar copiii ăștia, în clasa a 3-a, 4-a, învață ce e la un tranzistor și învață să facă montaje și să creeze un aparat de radio. Tot făcut, după cum am zis, de niște oameni pur și simplu foarte pasionați de electronică, pasionați de ceea ce fac și cu dorința de a da mai departe pasiunea lor unor copii. Clubul Micilor Electroniști a continuat după ce s-a terminat finanțarea dată de noi și au închiriat un spațiu și au deschis un ONG și în momentul de față desfășoară ateliere de electronică în mod constant, contra cost. Deci este unul dintre proiectele, cum spunem noi, sustenabile, care a rămas în urma acestui program. Ăsta e Călin, un alt personaj foarte cunoscut din comunitatea locală de IT. De asemenea, Călin a pornit în 2015 un program. Dacă amintesc bine, se numea Skip to the Future, parcă. În programul ăsta, Călin împreună cu colegi... A, uite și pe Laura. Așa. În programul ăsta, Călin și cu colegii lui au adus niște tineri de liceu la ei în firmă și au trecut prin toată experiența de a înțelege ce înseamnă să fii un software engineer.
Pentru că foarte mulți, un copil de clasa 11 sau 12, dacă se gândește să dea la o anumită facultate, de exemplu calculatoare, de foarte multe ori ia decizia așa, pe baza unor feeling-uri netestate. Ce a încercat să facă acest proiect a fost să-i arate unui elev de liceu ce înseamnă mai exact viața de software engineer într-o companie care dezvoltă niște produse foarte clare. Da? Deci, se pare spune că a fost un fel de internship, dar a fost mult mai aplicat. Și copiii ăștia de clasa 12-a au ajuns în cadrul firmei Agile Flix să lucreze în niște produse care erau în producție. Da? Deci nu în niște proiecte așa oarecare, luați-vă și jucați-vă cu această librărie și nu știu ce, ci efectiv la sfârșitul programului ei au scris niște linii de cod care au ajuns în producție. Ceea ce mie mi se pare spectaculos pentru niște copii de clasa 12-a. Da? În 2016 a urmat Stiintescu 2.0, a venit cu aceeași teorie, plus niște chestii în plus. Ne-am dat seama că avem nevoie să construim, să investim mai mult în infrastructură și rezultatul principal pe care l-am avut, pe lângă o serie de proiecte pe care le-am finanțat, am avut 11 proiecte finanțate și în 2016, este că am deschis acest spațiu, care se numește Stiintescu Hub, care este practic un loc în care astfel de proiecte, cum v-am arătat mai devreme, se pot desfășura, care este un fel de platformă. Da? Dacă oamenii așa ca voi doresc să dezvolte un mic proiect, poate să meargă la Stiintescu Hub și să folosească acest spațiu și să dezvolte acolo un atelier de programare, să zicem. Apoi este un proiect în care lucrăm în continuare, pentru că avem nevoie să-i sprijinim, avem nevoie să dezvoltăm un proiect sustenabil, dar este unul dintre rezultatele interesante pe care le-am avut. Nu știu dacă mă inspiră timpul, că... Ok. Asta e al doilea proiect făcut de Ed din 2016, care se numește Academia Micilor Bucătari. Poate mă întrebați ce treabă are bucătăria cu știința și cu ce v-am arătat mai devreme. Păi proiectul ăsta a fost gândit foarte, foarte mișto, pentru că Ed și echipa lui a învățat pe copii cum să gătească și în același timp să învețe care este știința din spatele mâncării, care este știința din spatele ingredientelor și așa mai departe. Și este un exemplu foarte bun despre cum poți să înveți pe copii niște lucruri care pot fi complicate, legate de știință, făcând ceva care este, cum să spun, plăcut de făcut și distractiv și așa mai departe. Și aș vrea să vă uitați bine la exemplul ăsta, care arată cum cu inteligență putem să creăm proiecte educaționale care au foarte mult sens. Și, repet, din nou, nu discutăm aici despre cineva care a avut nu știu câte studii și mastere de pedagogie și așa mai departe, ci este un coleg de-al vostru care a fost pur și simplu pasionat, a vrut să dea ceva înapoi comunității și face asta în continuare. Ziceam, ambele proiecte, din câte știu eu, se desfășoară acum la Târgu Mureș și au avut mai multe ediții și sute de copii au trecut prin aceste proiecte. Ce urmează pentru noi, dar poate și pentru voi, dacă ați înțeles cumva un debat. Noi acum organizăm Maratonul Internațional Sibiu. Puteți să veniți și să alergați pentru Stiintescu Hub, de exemplu, mai aveți încă până luni. O să lansăm probabil cândva în toamnă și ediția Stiintescu 3.0, care poate fi o oportunitate super bună să vă gândiți și să faceți, să dezvoltați un astfel de proiect interesant, bazat pe pasiunea pe care o aveți. Și probabil parte din Stiintescu 3.0 sunt foarte multe șanse să ne orientăm spre Coder Dojo Sibiu. Cât e spre Coder Dojo, așa aproximativ? Coder Dojo, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, este un proiect în care am văzut că sunt implicați și câțiva dintre colegii de la Cluj, cred, nu? Poate? Coder Dojo e un concept foarte, foarte mișto. Este un fel de... un dojo, este o școală de programare pentru copii, care are o infrastructură foarte, foarte light. Nu presupune decât niște calculatoare, un spațiu și niște voluntari, care sunt niște programatori. Copiii se strâng, să spunem, în sâmbătă dimineața între 10 și 12, folosesc calculatoarele ca să acceseze platforma Code.org și învață în propriul lor GIT să programeze folosind aceste platforme care le oferă opțiuni pentru toate vârstele și pentru orice nivel de cunoaștere a programării. Este un model foarte eficient, care nu presupune niște costuri extraordinare. Noi o să încercăm să dezvoltăm cât mai multe astfel de dojo-uri în Sibiu în anii următori. Sperăm să avem o rețea de dojo-uri, sperăm ca firmele să vină alături de noi și să-și pună la dispoziție infrastructura, nu știu, de exemplu, un spațiu pentru un dojo sâmbătă dimineața între 10 și 12,
De asemenea, sperăm ca să vă placă ideea asta și să fiți de acord să deveniți voluntari în astfel de dojo-uri, pentru că ce se întâmplă acolo este extraordinar. Adică ce reușesc copiii să facă cu niște cunoștințe minime, lor nu li se predă programare, nu vine cineva și învață ce e o variabilă și așa mai departe, ei învață direct făcând, adică direct interacționând cu calculatorul, dezvoltând jocuri, rezolvând puzzle-uri și așa mai departe. Este un model care mie îmi place foarte mult pentru că este foarte low cost, foarte low infrastructure și tot ce trebuie. Așa că sper să vă fi convins, deși am început să vorbesc cam mult, că sunt niște chestii în care merită să vă implicați, sunt niște chestii în care puteți să vă aduceți aportul, apropo de local IT community, care așa cu două sensuri. Voi sunteți comunitatea locală de IT și în același timp este comunitatea mai largă la care cred că puteți să contribuiți. Cam așa arată un Coder Dojo, voluntari care ajută pe copii să rezolve diverse probleme. Și cam asta am fost eu. Dacă aveți vreo întrebare, idei și așa mai departe, puteți să-mi scrieți pe ciprian.ciocan@fundatiavoluntarisibiu.ro și dacă mai avem timp pentru niște întrebări, dacă e cazul, știu că a fost super clar, dar totuși dacă vreți să mă întrebați ceva. Bine, atunci vă mulțumesc și distracție faină mai departe.